Bună seara, dragii mei! O să facem bostănei umpluți cu carne și o să avem nevoie de 3 bostănei. O să avem nevoie de aproape 300 de grame de carne, de 260 de grame de carne, cam 150 de grame de ceapă, 90 de grame de orez, cam 2 linguri pe fiecare bostănel. O să avem nevoie de cimbru, condiment pentru sarmare dacă doriți să puneți, mărar, ulei cam 100 de ml, 400 de grame de suc cu pulpă de roșii, piper, sare după gust și apă. Și să vedem modul de preparare. O să începem cu ceapa pe care o să o punem la călit. O să tăiem. Acum o să punem într-o tigăie uleiul, cam 100 de ml. Punem ceapa. Și o să punem pe foc. Cât timp ceapa se călește, o să preparăm bostănii. O să tăiem un căpăcel. Și o să scoatem tot miezul. O să ne ajutăm dacă e nevoie și cu o lingură. Să facem loc pentru carne cu orez. Am făcut loc. Miezul nu îl aruncăm. O să-l tăiem bucățele și o să-l punem peste ceapă la condit. În fiecare o să adăugăm puțină sare. Acum să îi facem și pe ceilalți doi. Punem sare și în al treilea. Acum o să-i dăm deoparte. O să tocăm bostănelul. Am tocat bine. Acum o să punem peste ceapa noastră. O să punem peste ceapă. Amestecăm. Acum adaug și sucul de roșii cu pulpă. Adaug sare. Piper. Adăugăm și un pic de cimbru. Mărar uscat. Și dacă doriți un pic de condiment pentru sărmăluțe, i-am săpun puțin. Amestecăm.
Gustăm să vedem dacă e bun de sare, condiment. Acum am să adaug și orezul. Amestecăm. Am luat de pe foc. Acum o să adăugăm și carnea. Și amestecăm. Așa este compoziția, consistența. Gustăm, este bună. Și acum o să umplem bostănii. Și putem umple bine. Orezul este aproape fiert. Punem un căpăcel deasupra, dacă v-a mai rămas aluat, umplutură, dacă v-a mai rămas umplutură, puteți face așa ca mine, să umpleți și roșii, sunt foarte bune. Punem un căpăcel și o să punem aici în mijloc. Acum o să punem puțină apă, nu prea multă, cam din deget. Punem și puțin ulei. Puțină sare. Dăm la cuptor.